Imediat după ce a fost încarcerată în penitenciarul Botoșani pentru perioada de carantină, Anca Babneh Dumitrovici a depus la tribunal o cerere pentru întreruperea pedepsei de trei ani de închisoare. Medicul oncolog le-a cerut magistraților să îi permită să se întoarcă acasă pentru a-și îngriji copilul care nu a împlinit încă vârsta de un an. Judecătorii au admis cererea. Dacă hotărârea magistraților va rămâne definitivă, Anca Babneh Dumitrovici se va întoarce în penitenciar pentru a executa restul pedepsei. Depsei, după ce mezinul familiei sale va împlini vârsta de un an. Vă amintim că Anca Babneh Dumitrovici a fost condamnată de magistrații curții de apel Suceava la trei ani de închisoare cu executare pentru că a luat mită de 280 de ori într-o singură lună de la pacienții bolnavi de cancer. Când procurorii au început ancheta, medicul conducea secția de oncologie a Spitalului Clinic Județean Suceava.